Doar cei vaccinați ar trebui să beneficieze de concediu medical, este propunerea făcută de europarlamentarul PSD Mihai Tudose. Fostul prim-ministru al României consideră că cei nevaccinați își limitează singur dreptul la muncă. Mai mult decât atât, Tudose spune că trebuie să existe și niște penalități pentru astfel de cazuri. Vaccinarea este un mijloc, nu un scop. Nu blochează mijlocul numit vaccinare. Dacă se satură, dacă se satură să-și tot bage sârma în nas, bățibeciorul în nas, știind și că se poate îmbolnăvi, că la un moment dat se va îmbolnăvi. Dar nu cumva dacă e bolnav, tocmai și-a limitat sigur dreptul la muncă? Riscul de îmbolnăvire este mai ridicat la persoanele nevaccinate, spune europarlamentarul PSD. Potrivit lui Mihai Tudose, tot cei neimunizați sunt cei mai predispuși să ceară concediu medical mai des. Mai mult decât atât, politicianul consideră că ar trebui să existe o penalitate pentru astfel de cazuri. Dacă își face vaccinul și se îmbolnăvește, stă cam 4 zile acasă. Te-ai vaccinat și te-ai îmbolnăvit, să-ți plătesc concediul ăla medical fără probleme. Nu te-ai vaccinat, ai umblat tu brambura, că ești tu Batman și nu vine virusul la tine, că ești urât și te-ai îmbolnăvit, vezi că lipsezi la serviciu o lună, cel puțin. Fără plată. Fără plată, frate. Că trebuie să existe și o penalitate. Totodată, Tudose consideră că măsurile luate la nivelul țării sunt unele blânde comparativ cu cele luate în alte state. Nu, noi tot plângem, domne, aici vine statul și mi-obligă găina să facă două pe zi. Stați vedeți și afară. Dar le mai mor doar 10 pe zi. Înțelegeți? Dom'le, problema... Da, și mai e ceva. Bă, nu vrei să te vaccinezi. Este dreptul tău. Stai acasă. Stai acasă, frățioare.